Ne aflăm la Nazca, vom face zborul de agrement, care durează 30 de minute, să vedem liniile Nazca. Zborurile se efectuează cu astfel de avioane, Cessna, de către 4 locuri. De-abia aștept să filmăm în interiorul aeronavei, să vedem liniile. O să urcăm imediat. Liniile Nazca sunt o serie de geoglife realizate în deșertul Secura din Peru. Acestea au fost desenate de UNESCO ca aparținând patrimoniului cultural mondial. Platoul arid se întinde mai mult de 80 de kilometri între orașele Nazca și Palpa. Deși unele geoglife locale sunt asemănătoare culturii Paracas, oamenii de știință cred că liniile Nazca au fost create de către cultura Nazca între 650 înainte de Hristos și 400 înainte de Hristos. Sute de figuri individuale într-o gamă de complexitate, de la linii simple la colibri stilizați, păianjeni, maimuțe, pești, rechini sau balene ucigașe, își găsesc locul în acest deșert. O să las în continuare comentariul făcut de mine la fața locului, comentariu autentic făcut din avion cu căștile la urechi. Vom vedea acum figura astronautului, cantele din față. Senzația este criminală. Uitați-vă sub aripă să vedea astronautul. Acum ne întoarcem brusc pe partea dreaptă. Băgeam că nu mă pot filma. Practicat total. Vom vedea acum pe partea dreaptă astronautul. Încerc să mă punez în cercul imaginii. Everything okay, man? Mergem să vedem maimuța, iar apoi delfinul. Se întoarce magubrul pe partea stângă. Vedem maimuța, mult mai bine. Liniile Nazca au fost văzute în anii 1920 de către oamenii aflați în avioanele comerciale, care la început au crezut că sunt linii primitive desenate în pământ. Descoperirea lor este atribuită arheologului peruvian Toribio Mejia, care l-a identificat în timpul unei excursii în anul 1927. Urmează apoi câinele. Arată că un câine tipic peruvian are 40 de metri. O să vedem pasărea colibri, the hummingbird, una din figurile reprezentative ale liniilor Nazca.
Geoglifele au devenit cunoscute pe scară largă după anii 1930, când au fost observate dintr-o aeronavă, viziunea de ansamblu acestora putând fi remarcată doar din aer. Piloții avionului trebuiau să fotografieze locurile prin care urma să fie construită autostrada panamericană, care trecea prin Valle de Palpa. În timpul survolului acestei zone au realizat instantanee cu niște linii necunoscute lor, crezând că sunt drumuri vechi sau șanțuri de irigare în cașă. Masa la colibri, 100 de metri lungime, se poate observa simetria desenului. Impresionant atât zborul cât și imaginele eliminate. Cele aproximativ 300 de geoglife au dimensiuni variate, majoritatea fiind cuprinse între 15 cm și mai multe sute de metri, iar altele se întind pe câțiva kilometri. Oamenii de știință au constatat că geoglifele au fost realizate prin îndepărtarea locilor de la suprafața de culoare închisă, pe care le-au așezat ulterior în forme prestabilite, astfel descoperindu-se solul de o nuanță mai deschisă. Contorul 135 de metri. Șanțurile au fost create cu mare precizie și este posibil ca Nascani să fi posedat cunoștințe de geometrie și inginerie de bază, la fel ca vechii egipteni. Englezul Tony Morrison, realizator de filme și explorator, a demonstrat că se pot realiza linii drepte cu ajutorul câtorva țăruși. Cotidianul Times afirmând că traiectoria geoglifelor din Nazca era deviată la interval de câțiva iarzi pe parcursul unei mile, fapt susținut și de parii care au fost găsiți la un interval de 1,8 km. Maria Ricci a explicat că nascanii au desenat mai întâi liniile pe parcele de pământ cu lungimea de 6 picioare, adică 1,828 metri, multe dintre acestea fiind descoperite lângă geoglife. Apoi părțile componente erau separate pentru a fi realizate la o scară mai mare. Ea a afirmat că liniile drepte au putut fi făcute prin întinderea unei sfori între doi stâlpi, cercurile cu ajutorul unei frânghii ancorate de o piatră și liniile curbe mai complexe prin unirea anumitor arcuri de cerc. Cercetătoarea a prezentat ca probe ce susțin aceste teorii unele roci sau găuri ce reprezintă centrele cercurilor. Chiar dacă am fost speriat la început, iar senzația cu avionul acesta mic a fost foarte intensă, am realizat faptul că dacă ajungi în Peru ca turist și nu te-ai dus să vezi liniile Nazca, atunci ai pierdut o parte importantă a acestei destinații, a acestei culturi. Așa că fiți atenți în alegerea circuitului în Peru, pentru că unele agenții pun Machu Picchu, iar altele pun Nazca. Sunt foarte puține agenții care pun ambele obiective foarte importante incluse în același circuit, de obicei de 10, 11 sau chiar 12 nopți.